Frați și surori, nu cred că este mult să spunem încă o dată ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Poate cineva dintre dumneavoastră o să spună: duminică seara ne-a promis că se oprește la ora 8 și nu s-a oprit. S-a terminat la 8 și 10. Și acum iar vine ca să ne spună ce n-o termina duminică. Dacă ați judecat așa, bine ați judecat. Că aveți dreptate. Dar printr-o situație mai deosebită în dimineața aceasta, mă aflu din nou înaintea dumneavoastră și aș vrea să vă întreb ceva. Dacă am vrea să vorbim de dragoste, de dragostea lui Dumnezeu față de noi, de dragostea noastră care trebuie să o arătăm față de cei din jurul nostru, de frații noștri, de semenii noștri, de prietenii noștri, cam câte predici am avea nevoie? Așa, după judecata omenească. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre un om care a vrut să construiască o casă lui Dumnezeu. Și îi spunea Dumnezeului David: ce casă ai putea să construiești, David? Când cerurile cerurilor nu mă pot cuprinde. Dragostea lui Dumnezeu, cerurile cerurilor, noi știm poate de un cer, ne uităm în sus și spunem: există un cer. Sunt ceruri, frați și surori. Și Biblia ne vorbește de mai multe ceruri. De un spațiu care noi încercăm să-l imaginăm, dar suntem așa de limitați. Aș vrea ca în dimineața aceasta să ne vorbească Dumnezeu inimii noastre. N-aș vrea să ne vorbească intelectului nostru, că s-ar opri acolo. Și pentru aceasta îngăduiți-mi să vă spun o întâmplare din România. Era într-un oraș, în România, un tânăr, care într-o zi și-a invitat un coleg de-a lui la biserică, la adunare. Colegul lui era din altă confesiune religioasă. Și după multe insistențe, colegul lui a acceptat să vină la adunare. Și-au dat o întâlnire undeva într-un oraș, într-un loc, și-a spus: ne întâlnim acolo și mergem la adunare, împreună. Numai că cel care l-a invitat, pe drum spre acea întâlnire, spunea mintea lui o rugăciune care unii dintre noi poate am spus-o doar în mintea noastră și niciodată n-a recunoscut-o prin vorbele noastre. Și el spunea așa: Doamne, l-am invitat pe prietenul meu la adunare. Dar aș vrea ca în seara aceasta, la adunare, să predice, avea el vreo 3 sau 4 frați, pe care îi aprecia mult la predică. Nu că pe ceilalți nu îi aprecia, dar fi vrut ca aceștia, unul dintre ei, să predice în seara aceea, considerând că oamenii aceia oarecum îs mai bine documentați. Și cu această rugăciune s-a întâlnit cu prietenul lui. Întâlnindu-se, s-a dus la adunare, s-a așezat undeva pe la mijlocul rândurilor și a început slujba. A început cântări, cum se face la noi, printr-o rugăciune, prin citirea cuvântului, s-a cântat, s-a spus poezii și spre surprinderea lui, când a fost timpul de predică, s-a ridicat în picioare unul dintre cei favoriți ai lui, dintre predicatori. Fratele respectiv a predicat frumos. Și s-a gândit acest tânăr, de data aceasta, prietenul meu o să fie încântat sau surprins. S-a terminat adunarea, tot a fost bine și în drum spre casele lor. Acum a încercat să-l întrebe oare cum i-a plăcut. Și l-a întrebat și a spus: auzi, vreau să știu cum ți-a plăcut la adunare, mai vii? La care prietenul lui a spus: mi-a plăcut cântarea, mi-a plăcut poeziile, mi-a plăcut ambianța. Dar pentru că tânărul acesta avea în mână
Această predică, i-a spus, dar predica ți-a plăcut? Și-a spus așa tânărul acela, prietenul lui, mi-a plăcut predica din toate punctele de vedere. A avut o ordine cronologică foarte bună. S-a ținut de subiectul care l-a citit. Spune el, dar s-a întâmplat ceva. Predica respectivă mi-a ajuns numai la intelectul meu. Dar am auzit despre voi. Că la voi predicile ajung la inimile oamenilor. Și spunea el, tare aș fi dorit ca predica să-mi ajungă la inimă, că sunt lucruri care ar trebui să le schimb. Aș vrea ca toți care ne ridicăm aici în picioare, frați și surori, cuvintele noastre, care să fie cuvintele lui Dumnezeu, că așa spune cuvântul Domnului. Cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Aș vrea să nu se oprească la mintea noastră. Să spunem, o predica bine. Dar după o săptămână nu mai știm ce o predica. Aș vrea să coboare în inima noastră. Și să schimbe lucruri în inima noastră. Că adevărat este că și pocăiții trebuie să schimbe și să se pocăiască. Sunteți de acord cu mine, frați și surori? Facă Dumnezeu ca și în această dimineață. Mulțumesc. Și în această dimineață, Dumnezeu să ne vorbească și să schimbe inimile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în Vechiul Testament că voi schimba inimile lor. Din inimi de piatră voi face inimi de carne și voi pune legile mele în inima lor și pe tăblița inimilor. Dumnezeu să binecuvinteze biserica de aici. Amin. Mă scuzați, dar am unele probleme cu rinichii și le simt tot mai des în ultima vreme și îmi cere foarte multă apă. Beau foarte multă apă în fiecare zi. Frați și surori, așa cum am spus, dacă cineva de aici s-a gândit că fratele Mircea nu termina predica duminică seara, nu s-a gândit greșit. Și aș vrea câteva cuvinte să mai adaug despre dragostea care am vorbit duminică seara. Și aș vrea să leg cu textul care s-a citit în această dimineață doar cu primele două versete. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă țineți minte, duminică seara, l-am citit din Ioan, capitolul 13, și aici vorbește despre dragostea frățească. Dragostea care noi trebuie să ne-o arătăm și să ne-o manifestăm unii altor. Și am găsit în acest cuvânt că am scăpat un verset foarte important care, din pricina timpului, n-am avut timp ca să-l dezbatem, să vorbim puțin de el. Și era vorba despre ultimul verset, care spune așa: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii pentru alții. Acum, haideți să ne punem întrebare. Dragostea care să ne arătăm unii față de alții, în ce fel și în ce formă încercăm noi să o arătăm? Dacă îi spui cuiva sau dacă îmi spui și mie și la oricare dintre noi, fratele respectiv sau persoana respectivă, n-are dragoste, ne jignește, nu? Pentru că toți ne pretindem că avem dragoste. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne spune, și am amintit același verset duminica trecută în Ioan 3:16, și acolo Dumnezeu și-a găsit două lucruri elementare prin care Dumnezeu și-a arătat dragostea față de oameni, și aceste două lucruri, cel puțin două lucruri, ar trebui și noi să le însușim, să ne arătăm dragostea față de semenii noștri. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune acolo căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede El, să nu piară sau să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Am găsit în acest verset cel puțin două acțiuni ale lui Dumnezeu. Una, prin cuvântul lui, declarația lui Dumnezeu, că El iubește pe oameni. Când vorbim de lume, să știți că Dumnezeu nu iubește sistemul lumii.
Când vorbim de lume, putem să vorbim cel puțin în trei feluri. Lumea este creația lui Dumnezeu. Astrele și tot ceea ce noi cunoaștem, planete. Apoi, este oameni, noi oameni. Și apoi, este sistemul lumii cu care Dumnezeu nu se împacă și nu s-a împăcat niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, deci pe oameni. Și în adevăr să vă spun ceea ce gândesc, să știți că de fiecare dată când cineva spune că noi creștini, suntem nimic și nu avem valoare, aș vrea să vă spun că nu este adevărat. O spun cu toată responsabilitatea, nu este adevărat. Nu este adevărat. Hristos n-a murit pentru nimic. Hristos a murit pentru niște oameni care sunt făptura mâinilor lui Dumnezeu și poartă până în ziua de astăzi chipul lui Dumnezeu. Îl port și eu. Și îl poartă cel mai criminal om din pușcărie care își așteaptă ceasul morții. Îl poartă chipul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos a murit și pentru mine, a murit și pentru criminalul acela și a murit și pentru omul acela de care vă spuneam duminică seara că trecem de multe ori și îl vedem jos și nu îl băgăm în seamă. Toți suntem fii de Dumnezeu, dar nu toți ne-am întors la Dumnezeu. Suntem creația lui Dumnezeu și Dumnezeu spune că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea. Pe toți oameni, fără excepție, și pe tâlhaluri de pe cruce, care în ultima secundă, Domnul Iisus Hristos l-a iubit și i-a spus să-ți fac o promisiune. Astăzi vei fi cu mine rai. Iar celor care l-au străpuns, celor care l-au bătșocorit, și-a arătat Domnul Iisus Hristos dragostea Lui pe cruce față de ei și a spus, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Știți ce este aceasta? Este dragostea lui Dumnezeu. În primul rând, prin cuvânt. Și în cuvânt mai găsim Dumnezeu spune într-o împrejurare. Sau poate mai multe împrejurări. Spune, dragostea mea pentru tine, pentru Israel, spune, este veșnic. Și pentru noi, este veșnic. Și apoi, pe lângă cuvânt, Dumnezeu a acționat prin faptele Lui. Prin acțiunea Lui. Pentru că aș vrea să vă spun, dacă credința fără fapt este moartă, și noi știm lucrul acesta, și declarația a noastră de dragoste față de frații noștri, fără comportamentul nostru, este moarte și este o declarație falsă. Să știți că în vremurile în care trăim, este o știință, poate unii dintre dumneavoastră știți, este o știință care se ocupă cu ceva foarte special. Și știți cu ce se ocupă știința aceasta? Se ocupă cu cuvintele sau cu limbajul corporal. Și cei mai mulți jurnaliști ăștia, care filmează tot timpul pe oamenii mari ai lumii, pe politicieni, spunea ei că au un limbaj corporal. Care își fac niște semne numai prin niște gesturi și acești jurnaliști l-au decodat acest limbaj. Și de multe ori când se întâlnesc la ONU sau în alte părți oameni mari, ei fac niște gesturi și acești jurnaliști descifrează și spune această întâlnire se va termina așa. Și de cele mai multe ori au dreptate că așa se termină. Ar vrea să vă spun, la langajul nostru față de asemenea nostru, știți cum este, cum trebuie să fie, cum să finalizează în faptele noastre. Cuvântul lui Dumnezeu spune prin aceasta, dacă veți avea dragoste unii față de alții, va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei. Poate încercăm să dovedim lumii prin tot felul de lucruri, că suntem creștini, că suntem oameni cu caracter și prin tot felul de școli. Și nu este rău. Dar vrea să vă spun, să finalizează toate prin dragoste. Aș vrea să vă spun, frați și surori, că în vremurile în care trăim noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, în vremurile din urmă, din pricina înmulțirii fără de legii,
dragostea celor mai mulți se va răci. Întrebarea mea este, dragostea celor mai mulți a cui? Care sunt cei mulți? Este lumea? Oare Biblia ne spune că oamenii lumii au dragostea lui Dumnezeu? Nu. Dragostea celor mai mulți, cuvântul lui Dumnezeu aici se referă, eu mă gândesc la cei din biserică. Când se mulțește fără de lege. Aș vrea să vă spun ceva. Și ce? Sunt sigur că cunoaște lucrul acesta. Măsura dragostei care îi oferi lui Dumnezeu, în măsura aceea oferi și în jurul tău, fraților tăi. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește, dacă nu greșesc, prin Apostolul Petru. Și ne spune, nu se poate. Nu se poate. Să spună cineva că pe Dumnezeu îl iubește, pe care nu-l vede, și pe un frate pe care îl iubește, pe care este lângă el și îl vede, să nu-l iubească. Nu se poate. E o dragoste falsă. E o dragoste prefăcută. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și spune aici, în primul verset care s-a citit. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Pavel Apostol aici îi îndeamnă pe cei din Filipi. Știți la ce îi îndeamnă? Vă aduceți aminte duminică seara ce am spus? Îi îndeamnă la unitate. E o chemare la unitate, fraților. Este timp să vă uniți. Dar nu oricum. Să vă uniți în dragoste. Tare m-aș bucura dacă biserica de aici, din Montreal, sau din Laval, biserica lui Dumnezeu de pretutinde, să sporească în dragostea lui Hristos. Am auzit niște cuvinte odată și apoi mă apropii de încheiere. Am auzit niște cuvinte a unui frate care i-a pus o întrebare la alt frate în felul următor. Și l-a întrebat așa. Dacă nu poți să-l iubești pe fratele tău, care este lângă tine, ce ai să te faci când ai să ajungi în cer și ai să fie tot lângă tine? Ar vrea să vă spun. E o întrebare neînțeleaptă. La care nu poți să dai răspuns. Pentru că dacă nu-l iubești pe fratele tău care este lângă tine, în cer n-ar duce. S-ar putea el să ajungă. S-ar putea el să ajungă fără de tine. Dar în împărăția lui Dumnezeu, știți ce am citit din, dacă bine mi-aduc aminte, din 1 Corinteni, capitolul 13, capitolul dragoste. Frați și surori, fără dragoste, suntem nimic. Eu îmi clopot și totul sunt degeaba. Știți ce se întâmplă după anumită vreme? Deranjat după cei din jur. Poate la început pare un sunet frumos, poate un la sau altă notă. Dar după aia deranjat după ceilalți oameni și spune, oprește-te, lasă. Să dovedim în purtarea noastră dragoste. Aș vrea să chem încă o dată. M-am chemat duminică seara. Aș vrea să chem biserica la unitate, așa cum Apostolul Pavel i-o chema pe cei din fii. Tot acest text, tot acest cuvânt, este o chemare la unitate. Cer biserica lui Dumnezeu din locul acesta, o chem la unitate. Frați și surori, chemați-vă familii la unitate. Preoți care sunteți în casele voastre, chemați-vă soțiile la unitate. Fiți niște preoți care se sacrifică în casele voastre. Pentru că dacă noi suntem oameni ai dragostei și a unității, biserica din Montreal va fi o biserică a dragostei și a unității. Și în felul acesta, atunci putem să-L așteptăm pe Domnul Iisus. Și în ziua aceea când va veni Domnul Iisus, nu o să ni se umple fața de rușine. O să-L chemăm, o să vină, o să ne ia și o să ne ducă în împărăția Lui. Facă Dumnezeu lucrul acesta. Amin.